scopul, scopul acestui document, și acum vă citesc exact care este definiția de la A la Z. Scopul acestui document este să furnizeze un ghid practic pentru identificarea incidentelor, colectarea informațiilor și sprijinirea implementării și aplicării legislației referitoare la antisemitism. Ceea ce am citit acum e parte din lege. Definiția de lucru antisemitismului este următoarea. Antisemitismul este o anumită percepție despre evrei care poate fi exprimată prin ura contra evreilor. Manifestările verbale și fizice de antisemitism sunt îndreptate contra unor indivizi evrei și neevrei sau și contra proprietăților lor, împotriva instituțiilor comunitare evreiești și a unor lăcașuri religioase. De asemenea, astfel de manifestări pot să privească statul Israel perceput ca o colectivitate evreiască. Antisemitismul acuză frecvent evreii de a conspira în scopul de a aduce daune umanității și este deseori utilizat pentru a-i acuza pe evrei pentru lucrurile care au luat-o într-o direcție greșită. Antisemitismul este exprimat în discursuri, în scris, în forme vizuale și de acțiune și folosește stereotipii sinistre și negative a trăsăturilor de caracter. Luând în considerare contextul global, exemple contemporane de antisemitism în viața publică, în presă, școli, locuri de muncă și în sfera religioasă, pot să includă toate aceste domenii, dar nu se limitează numai la ele. Incitarea, sprijin sau justificarea uciderii sau bătămării evreilor în numele unei ideologii radicale sau unei interpretări extremiste a religiei este antisemitism. Producerea de afirmații mincinoase, dezumanizante, demonice sau stereotipizante despre evrei ca atare sau despre puterea colectivă a evreilor, cum ar fi, de exemplu, mitul despre conspirația mondială a evreilor sau cel al controlului evreilor asupra presei, economiei, guvernului sau a altor instituții sociale, este antisemitism. Acuzarea evreilor ca popor de a fi responsabil pentru faptele reprobabile comise de o persoană sau de un grup de persoane de origine evrească sau chiar pentru fapte comise de neevrei. Negarea faptului, scopului și mecanismelor, spre exemplu a camerelor de gazare, sau negarea intenționată a genocidului poporului evreu în mâinile Germaniei național-socialiste, a suporterilor și a conflicțiilor ei în timpul celui de-al doilea război mondial, adică Holocaustul, negarea Holocaustului, este antisemitism. Acuzarea evreilor ca popor sau a Israelului ca stat de a fi inventat sau exagerat Holocaustul este antisemitism. Acuzarea cetățenilor evrei din alte state de a fi mai loial Israelului sau pretinselor priorități mondiale evreiești decât intereselor propriilor state este antisemitism. Luând în considerare contextul general, exemple de căi prin care se manifestă antisemitismul pot include negarea dreptului poporului evreu la autodeterminare, spre exemplu, susținând că existența statului Israel este o acțiune rasistă. Aplicarea dublului standard prin pretinderea unui comportament care nu este cerut sau așteptat din partea unui alt stat democratic. Compararea politicii israeliene contemporane cu cea a naziștilor. A face pe evrei responsabil colectiv pentru acțiunile statului Israel. În același timp, critica Israelului, similară cu cea adresată oricărei alte țări, nu poate fi privită ca antisemită. Actele antisemite sunt considerate crime când sunt definite ca atare de lege. Legea o avem.